Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. În weekendul care a trecut, bătălia epică dintre americani și chinezi pentru supremație în clasamentul medaliilor la Jocurile Olimpice de la Paris a fost umbrită, cel puțin la noi, de indignarea națională în legătură cu nedreptatea făcută gimnastelor noastre în finala de la sol, urmat apoi de strigătele victorioase după aflarea deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv. În sfârșit, i-am învins și noi odată pe Marele Licurici, în sfârșit, Theo Peter este răzbunat. Dar nimeni nu pare să observe că în euforia generală că victoria este în alt meci decât cel în care a jucat întreaga suflare națională și în care călcâiul Sabrinei Voinea a devenit una dintre cele mai virale imagini de anul acesta. La TAS, Sabina a susținut în continuare că merita o notă mai mare, Ana Maria că nota americană a fost mărită în urma unei contestații depuse tardiv, iar Federația Română de Gimnastică, prin avocați, a cerut ca toate cele trei sportive să primească medalia de bronz. Tribunalul a respins cererea Sabrinei de mărire a notei, în schimb a constatat că americanca a depus contestația după expirarea timpului regulamentar de doar un minut. Nu spune că i s-a mărit nota pe nedrept, ci doar că lăcrămația a fost tardivă. Așa că medalia îi revine Anei Maria, potrivit ierarhiei inițiale, în ciuda faptului că toată suflarea românească îi ținuse pumnii Sabrinei, care rămâne la fel de nedreptățită. Iar culmea stupizeniei în acest heirup patriotic a fost ideea ca ambele gimnaste românce să fie premiate de guvern ca și cum ar fi luat medalie ca un gest reparatoriu. Păi, în absolut nicio situație nu ar fi putut lua amândouă medalie de bronz care să le fie furată de arbitri, ceea ce ar fi justificat, poate, un astfel de demers. Că despre ideea năstrușnică a blatului în trei, asta arată cât de mici sunt cei care ne reprezintă atunci când negociază în numele României. Dacă ni se dă și nouă ceva, uităm de nedreptate, de patriotism, de suveranitate. Am spus suveranitate? Deloc întâmplător, pentru că exact despre asta vom discuta în această seară, mai precis despre prima tentativă de coagulare a unui pol suveranist în perspectiva alegerilor care urmează. Să vedem însă pentru început concluziile celor mai notorii protagoniști a evenimentului. Domnul George Simion, cu tot respectul, niciodată n-a avut curajul să mă înfrunte. Să dea piept. Să mă înfrunte. Și dacă vă aduceți aminte, atunci când a dorit să mă adreseze sexual și așa chemat foarte mulți acoliți să-l apere. Domnul George Simion este un băiat tânăr care are doar experiență civică de galerie, cu tot respectul pentru cei din galerie care sunt foarte respectuoși față de el. Aici discutam despre viitorul țării. Aici discutăm despre o șansă pe care ar fi trebuit să o acordăm naționalismului românesc și aici nu ține de orgoliu cine a organizat primul, cine a solicitat primul. Domnul Simion solicită unirea tuturor forțelor naționaliste de foarte mult timp, dar niciodată nu a fost capabil să adune naționaliștii adevărați cu state vechi sau care chiar au făcut ceva pentru această țară și acest popor. Domnul Simion, care era în București, prin felul în care a încălcat protocolul impus de acea invitație, invitația era exclusiv pentru prezidențiabile, deci cei din spectrul naționalist care și-au anunțat candidatura la prezidenția României din alegeri din 2024, urmând ca aceștia să poată veni însoțiți de două persoane maxim din staff, tu nu poți să trimiți o delegație formată din trei doamne să le pui într-o postură extrem de ingrată, de a cădea în ridicol, în mahala, în scandal. Ei, de fapt, din punctul meu de vedere, și trimițând condusă această de așa zisă delegație, de o doamnă care aparține globaliștilor, legată indisolubil de PPUSL și de Varan, da? Și de PSD, pentru că doamna Bruce Iles este în continuare reprezentantul Varanului, da? Domnul Voiculescu este cazul edificator despre ce vorbim. A fost o lipsă totală de respect și de civilizație, să nu dai niciun răspuns direct
atât pe mail, cât și pe telefonul meu personal, de la președintele partid la președintele partid, la prezidențiabil la prezidențiabil, că invitația eu i-am trimis-o, și să anunț la televizor că tu nu vii, că ești ocupat. Păi nu poți să fii ocupat când e vorba de România și de poporul român. Vreau să-i spun lui George Simion că eu, un profesionist care împlinesc aproape 50 de ani, vreau să-i spun nimeni nu este de neînlocuit, doar că uneori e nevoie de mai multe persoane să înlocuiască una singură. Îi dau șansa să găsească autoarea acestui aforism. Și ce să-i mai spun? Să-i mai spun că dacă mă întreabă ce mai am de declarat, o să declar și eu ca Oscar Wilde la vamă, nu am nimic de declarat în afara geniului meu. Comportament abject și chiar misogin din partea Dianei Șoșoacă, care a dat afară delegația AUR venită cu bune intenții. Erau trei doamne din conducerea Alianței pentru Unirea Românilor, pentru că dacă desemnam colegi bărbați, ar fi sărit în sus. Misoginii n-au ce căuta. Nu pot să stau la dispoziția Dianei Șoșoacă, doamne Sam, să vin când își dorește ea la discuții. Rolul acestor negocieri exploratorii era să identificăm forma de a ne uni eforturile. N-ai avut cu cine și îmi pare rău că am coborât în această cocină. Colegele noastre ne reprezintă cu mândrie, de asta le-am desemnat să poarte aceste discuții. Ca să nu mai vorbesc că și alte forțe suveraniste mai micuțe trebuiau chemate la această discuție, negociere, nici nu știu cum să-i spun. Vom iniția noi, pentru că suntem de trei ori mai mari decât formațiunea doamnei Șoșoacă și decât orice altă formațiune din acest spectru patriotic, pe 27 și 28 august, în Parlamentul României, nu la o crâșmă, nu la o cârciumă, discuții pentru a uni forțele. Vor unii sau nu vor, sunt candidatul care are cele mai mari șanse de a intra în turul 2, așa că diversiunile, fumigenele, aruncatul culături, cum s-a întâmplat astăzi, nu vor funcționa. Începem dezbaterea în această seară. Vă prezint invitații. Sunt alături de noi în platou doamna Ramona Ioana Brunsilz, președinta Organizației de Femei Alianței pentru Unirea Românilor. Bună seara și bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Oana Eftimie, vicepreședinta Partidului Patrioții Poporului Român. Bună seara, mulțumesc că ați revenit la emisiunea noastră. Și analistul politic Radu Herjeu. Am dat fragmente din declarațiile celor doi lideri, doamna Șoșoacă și domnul Simion. Astăzi a avut loc, așa cum spuneam, o tentativă de coagulare a unui pol suveranist, sau poate avem noi așteptări prea mari. În orice caz, întâlnirea a fost parțială, eșuată, pentru că delegația AUR, care însă nu-l conținea pe domnul Simion, nu a fost primită la discuții. Și încep cu noastră, doamna Brunsilz, pentru că ați fost implicată direct, să ne spuneți din perspectiva noastră de ce credeți că n-a avut loc această întâlnire până la urmă. Această întâlnire, din păcate, întâlnirea a avut loc, s-a concretizat, exact, în ceea ce privește delegația AUR, din cauza orgoliului. Orgoliu pe care politicienii români continuă să-l pună deasupra intereselor noastre generale, intereselor țării. Pentru că, vedeți dumneavoastră, da, nu a fost domnul George Simion, dar au fost trei oameni pe care dânsul se bazează foarte mult, trei oameni cu funcții importante în partid, care le reprezintă la un anumit nivel. Dacă doamna Șoșoacă chiar nu s-ar fi simțit jignită de faptul că probabil dânsa a crezut că George Simion nu-i acordă recunoașterea cuvenită prin faptul că nu a venit personal, deci dacă dânsa nu s-ar fi simțit jignită de acest lucru,
Noi am fi putut progresa, am fi putut duce mesajul mai departe, am fi putut transmite mesajul și mandatul președintelui nostru, George Simion, și cred eu că întâlnirea ar fi adus mai mult bine tuturor. Și cred eu că ar fi fost un preambul pentru o întâlnire adevărată cu George Simion, o întâlnire în care deja să știm de la ce pornim, unde ne aflăm, într-un cadru organizat așa cum trebuie. Pentru că, haideți să vă spun, când noi am ajuns acolo, domnul Luis Lazarus, de exemplu, nici nu știa în ce încăpere are loc întâlnirea. Și a spus că doamna Șoșoacă a anunțat că vor alege când ajung acolo. Adică, din start, în momentul în care auzi o astfel de informație, îți dai seama că o întâlnire nu este riguros organizată. Și la nivelul acela. Vorbim despre România. Noi nu ne-am întâlnit la o bere. Nu ne-am întâlnit că ne era cald și hai să bem o bere sau hai să bem un ceai sau un pahar cu apă. Noi ne-am întâlnit să vorbim acolo despre o eventuală coaliție, un eventual pol care să aducă salvarea și schimbarea României. Credem noi că putea să fie organizată mult mai bine. În momentul în care o transmiți cu două zile înainte, în contextul în care toată lumea știe că George Simion este foarte ocupat, este prins. Îl cunoaștem, vedem, el acum este în Suceava, imediat este la Cluj, apoi este în Constanța. Deci știți, el tot timpul călătorește și întâlnește oameni. Noi, echipa lui, îi facem tot timpul evenimente și întâlniri cu foarte mulți oameni. George Simion, să știți că își respectă cuvântul. Dacă spune că ajunge într-un loc unde este așteptat de oameni, nu va întârzia. Când ați primit invitația de la doamna Șoșoacă? Păi, invitația este semnată data de 9, din câte am văzut eu pe invitație. Așa, și nu știu dacă a ajuns la domnul președinte atunci vineri sau a ajuns sâmbătă. Pentru că, vedeți, noastră, la dânsul, de când i-au fost luate telefoanele de către procurori și așa mai departe, fluxul este puțin mai greoi. Ok. Doamna Eftimie, ați fost și noastră astăzi acolo? Da, am fost în calitate de reprezentant al partidului PPR, împreună cu președintele partidului, domnul deputat Mihai Lasca, și cu domnul președinte executiv, domnul dr. Răzvan Constantinescu, candidatul nostru la prezidențiale. Aș vrea să precizez că invitația a fost primită vineri seara, într-adevăr, după întâlnirea domnului deputat George Simion cu Diana Șoșoacă la acel eveniment. Și acea împăcare pe care am văzut-o cu toții. Lucrurile au fost cumva spontane, dar ar trebui să fim drepți, nu vreau să fiu cumva avocatul diavolului. Întâlnirea a fost destul de bine organizată. Este o primă întâlnire de discuții între cele trei forțe politice care împart acest electorat suveranist. Este vorba, desigur, de Partidul AUR, care are cea mai mare vizibilitate, Partidul SOS și Partidul PPR, care a apărut cumva ca răspuns pentru cei care nu se regăsesc nici în temele dezbătute de Partidul AUR, poate nici în manierele reprezentanților SOS. Aș vrea să precizez faptul că inițial nici domnul dr. Răzvan Constantinescu nu putea să ajungă, nici domnul deputat Mihai Lasca nu puteau să ajungă, însă Diana le-a explicat clar că această întâlnire, așa cum se menționează și pe invitație, este o întâlnire nominală pentru candidatul la prezidențiale însoțit de o delegație. La începutul discuției, pentru că, din nou, nu știu ce a spus domnul Luis Lazarus la momentul la care a ajuns, pentru că și el a ajuns un pic mai târziu, la fel ca și doamnele venite de la AUR. Nu, era afară și ne aștepta și conversa prin mesaje cu doamna... Am înțeles. Sala era aleasă. Nu știu ce a știut el sau ce nu a știut. Sala era aleasă când am ajuns totuși... Și totuși trebuie să spunem că nu este un birt. Nu ne-am întâlnit la bere. Ne-am întâlnit totuși la Casa Capșa, care are un fel de greutate și de însemnătate în București. Da, tot restaurant este. Este un restaurant unde ne-am întâlnit într-un mediu informal, pentru că ei s-au tot văzut în Parlament. Până acum au avut 4 ani să se tot vadă în Parlament, toți cei de la masă. Și atunci nu mi se pare nimic potrivit ca în luna august să ne vedem și să ne cunoaștem și să discutăm. Uitați, să vă întreb altceva. Dat fiind faptul că a fost o întâlnire la care s-a făcut apel la o anumită etichetă și respectarea nivelului de reprezentare, vin și vă întreb, dat fiind faptul că asta e de notoritate,
că avem de-a face cu niște oameni cu niște orgolii destul de mari. E adevărat. Credeți că putea fi posibil o astfel de întâlnire convocată unilateral de o singură parte care mai și bate cu pumnul în masă și spune eu am făcut invitația, eu fac regulile? Doar vă întreb. Cu noi nu s-au făcut reguli. N-am pus la masă. Regula în sensul... Poate ar fi... Dom'le, să vină candidatul la președinție. Ar trebui... Da, așa a considerat doamna Diana. Da, știu. Trebuie să stea la masă cu candidații la prezidențiale, pentru că primul punct care se discuta era dacă putem să mergem cu un singur candidat la prezidențiale. Și atunci e foarte important. Nu putem să discutăm cât timp avem să lungim aceste discuții pentru crearea acestui pol suveranist cu 2-3 luni înainte de alegeri. Nu avem mult timp la dispoziție. Asta cu trimisul de reprezentanți, mi se pare în primul rând, dacă vorbim de etichetă, eu nu pot să-mi trimit delegați când sunt eu personal invitată undeva. N-am cum să fac asta. Și aș vrea să mă explice domnul Simion, dacă poate, să ne explice ce înseamnă misoginismul unei doamne. El știe ce înseamnă termenul de misogin când spune că doamna Șoșoacă este misogină. Mi se pare că trebuie să ne se încearcă crearea unui scandal pe baza unui eveniment care a fost foarte civilizat. Pentru că am participat la el și doamna Șoșoacă nu a luat decizia de una singură, pentru că era deja pregătită la ora la care noi am început. Trebuie să precizăm că doamnele reprezentantele AUR au ajuns undeva după 20 de minute în mijlocul discuției. Noi am ajuns la fix. Dar n-ați știut unde să ajungeți. Am ajuns la fix și am stat de vorbă cu Luis Lazarus, care ne-a spus că nu știe unde ne întâlnim și care este situația și dacă a sosit doamna Diana Șoșoacă. Și se vede, dacă urmărește oricine este interesat live-ul nostru de pe pagina partidului, se vede clar când am ajuns și cum chiar eu, la și 9 minute, am zis este aproape și 10. Totuși, de ce nu intrăm? Adică unde este doamna? Noi am fost conduși către salon de către angajații. Vedeți, păi poate că nu ne-au dorit de la bun... Ați încercat să discutați cu cineva să vedeți unde suntem? Păi, cu domnul Luis Lazarus, care nu știa, cu cei de acolo, că e ridicolă un pic discuția în punctul ăsta. Păi, nu este deloc ridicolă discuția, pentru că atunci când ajungi și întâlnești un reprezentant de marcă al unui partid care este afară și care vorbește cu tine, te aștepți să știe detaliile întâlnirii. Bun, și dacă el nu a știut, ați mai stat acolo încă 10 minute să așteptați? Am stat și am... Da, pentru că a spus că primește mesaje. Am înțeles. Oricum, pierdem puțin timpul în discuția asta, cât s-a întârziat, când s-a intrat, doamna Șoșoacă nu a luat decizia singură de a nu primi delegați AUR. Asta am înțeles și s-a făcut decizia public. Decizia a fost luată la comun. Eu doar vă întreb dacă noastră considerați ca opinie personală că un astfel de demers poate avea succes câtă vreme celui mai bine plasat candidat dintre cei care ar fi urmat să... Da. Așa, îi se forțează mâna în felul acesta. În ce fel i s-a forțat să participe la o întâlnire? Da, poate domnul Simion spunea, domnule, întâi să întâlnească staful, să negociem o agendă de discuții și așa mai departe. Exact ce am spus mai devreme. Eu nu spun că așa e bine sau rău, eu doar vă întreb părerea noastră. Eu consider că dacă se dorea coagularea acestui pol suveranist, se putea renunța la orice tip de orgoliu. Și mai departe, cred că altele au fost temerile domnului Simion, că nu știu, că nu se ridică la nivelul discuției. Spuneți, dumneavoastră, știți acum și temerile domnului George Simion, auziți? V-am lăsat până acum și am avut respect, dar săriți calul. În ce Săriți calul din toate punctele de vedere. Dacă să spuneți că discuția a ajuns într-un punct ridicol anumite, pe care chiar dumneavoastră îl extindeți. Sunt anumite lucruri pe care domnul Simion presupun că nu le poate Da, principii pe care le respectă oare doamna Șoșoacă? Oare doamna Șoșoacă astăzi doamna Șoșoacă s-a comportat eu într-adevăr așa cum ai aștepta? Păi până acum ați fost. Nu a fost. Eu am s-a spus, comportat așa cum ai aștepta de la un prezidențiabil să dai afară, să chemi poliția, să spui că vei chema. Păi cum? I-a cerut colegului dânsei. Ok, haideți să nu ne certăm pe chestiuni de procedură. Să încercăm să avansăm un pic pe fondul problemei. Eu știu că dumneavoastră vă doriți
multe locuri în Parlament la doamna Șoșoacă, dar pe partid. Dar haideți să fim corect. Noi avem candidat la prezidențiale propriu, care are o imagine impecabilă pe zona asta de suveranism, care este iubit atât de electoratul AUR, cât și de electoratul SOS. Avem o direcție foarte fermă, nu căldicică, nu mulțumim pe toată lumea. Perfect. Nu mergem să semnăm declarații la Bruxelles de sprijinire a Ucrainei pentru necontenită, că nu, din pentru potrivă, că nu sunteți în acea situație de a merge la Bruxelles și de a face parte la, adică dintr-un grup, bun, să fiți invitat pentru a putea, într-adevăr, să-ți ajuți țara și să faci lucruri pentru țară, nu să fii izolat în Parlamentul European. Okay. Vă propun să facem o scurtă pauză, pentru că avem o legătură telefonică și cu domnul Cosmin Gușă, care de asemenea a fost participant. Bună seara, domnule Gușă! Salut, Radu, bun găsit tuturor din studio și celor care urmăresc. Spuneți-ne, vă rog, acum ne formalizăm că sunteți candidat la președinție. O să zic pe nume, lasă, nu știu ce te-a trebuit atâta respect în seara asta să mă domnești, dar okay. Cum vrei. Are șanse acest pol suveranist să constituie, în ciuda, să spunem, incidentului sau nereușitei de astăzi? Pentru că, totuși, un pol suveranist cu cel mai bine plasat, cel puțin în sondajele de până acum, partid, e destul de greu de crezut că se poate face. S-a făcut o greșeală tactică pe care mă asum cumva. Bă, ca să explic altfel, mai incurditabil pentru toată lumea, apropo de esențe tari sau apropo de forțe dominante, poate că faptul că a fost distribuția prea largă la o primă întâlnire a generat acest șir de discuții care nu-mi plac, nu sunt în regulă, nu-mi doream așa ceva de la niște oameni care nu ar avea decât motive să se unească, deloc să vorbească în contradictoriu, pentru că țara este într-o situație extrem de dificilă, exact de la asta a pornit discuția de astăzi. Mai concret, eu acum o lună, aproape, mi-am asumat public că o să-i sun pe rând pe Diana Șoșoacă și pe George Simion, având dialog cu ambii, ei nu mai având între ei de ceva vreme, și că după ce o să discut individual cu fiecare, o să fac și o discuție între ei și după aia o să lărgim cercul. Fiind totuși vară, George a fost plecat, nu știu unde, Diana a fost în Parlamentul European, am lăsat, au trecut cam 3 săptămâni de când am asumat public acest demers de discuții pentru reunire, cam așa le-am spus. Ei, și a venit această situație peste noi, generată de către un membru al grupului de presă, Ion Spânu, care săptămâna trecută, vineri, aflându-se în Telorman, i-a îmbiat, cu complicitatea unui preot ortodox de acolo, pe George Simion și pe Diana Șoșoacă, să dea mâna. Nu vreau să dea mâna. Ion Spânu a mărturisit acest lucru astăzi într-un articol pe Solid News, că el a fost la origine, el a făcut pozele, el a trimis pozele redacțiilor televiziunilor, pentru că a zis în felul următor, dom'le, v-a reunit părintele aici, acum să nu dați mână. După acel moment, Diana și-a adus aminte de apelul meu și a semnat o invitație pentru o discuție care vizează prezidențiatului. L-a pus chiar în primul rând, chiar dacă e mai tânăr decât mine, pe George Simion, m-a pus pe mine pe rândul 2 și l-a pus pe doctorul Constantinescu de la Iași, rândul 3, făcând o propunere pentru întâlnire astăzi. Și spunând acolo, mai veniți cu încă 3, adică puteți să veniți cu încă 3 oameni din partid. Și sigur că am acceptat pe loc acest lucru, am sunat-o pe Diana după ce mi-a trimis invitația vineri. Dar i-am explicat că e mult prea tensionată atmosfera ca să suporte o discuție cu atât de mulți oameni. Adică să mai vină fiecare candidat la prezidențiale cu încă 2-3, care sigur sunt oameni care luptă, au părerile lor, dar nu te înțelegi. Când stai la masă, fiind asperități și mai vechi, 10 oameni în loc de 3 sau 4, e cu totul diferit. Dar nu contează.
Eu m-am prezentat și l-am rugat și pe George să vină. Și ieri și alaltă ieri. El a zis că are deplasări dinainte programate. S-a dus într-adevăr la Vrancea, l-am văzut. A fost la Vrancea, s-a dus în Moldova în partea aia astăzi. Și până la urmă n-a venit. M-am dus pentru echilibrare, dar nu s-a reușit această echilibrare. Repet, niciodată trecutul nu se prescrie atât de ușor și existând aceste asperități, a fost greu să impun prezența Ramonei cu colegele ei, deși am încercat, dar au avut și colegii de discuție dreptatea lor că trebuia să fie prezent George și atunci n-ar fi fost o problemă prezența staff-ului de la AUR. Și uite, așa nu s-a reușit și a fost o tevatură care nu trebuia să fie și cu destul zgomot pentru nimic, pentru că nu avem absolut nimic de împărțit negativ, ci din potrivă avem mult de câștigat, pentru că eu le spun și doamnelor din studio și lui Radu Herjeu, pe care s-a dus de acolo, l-am văzut, și celor care ne urmăresc, dacă nu se face o reunire a suveraniștilor, nu se obține sinergie. Dacă nu se obține sinergie pe această parte majoritară de bazin electoral, ea nu este fructificată. Adică rămâne ca la europarlamentare, 15% AUR-ul dacă, 5-6% SOS-ul dacă, restul partidelor, dacă n-au posturi sau dacă n-au acces la fac media, mai puțin de 5%, care se redistribuie la partidele mari și s-a scris istoria pentru 2024. Dar uite, vin și te întreb acum, ținând cont de personalitățile implicate, crezi că este o discuție realistă despre un candidat unic la prezidențiale sau discuția de fapt e mai largă și ar cuprinde și zona alegerilor parlamentare la pachet cumva? Nu la pachet. În planul pe care l-am propus, în planul pe care l-am gândit, în primul rând vizez parlamentarele. În jurul parlamentarelor se construiește chestia cu prezidențiabile, adică un bloc suveranist comun. Nu știm cum îl denumim. Mai zicem patrioții, ca să ne luăm după ăștia din Parlamentul European, după Victor Orban. Care se poate să obțină un minimum 30% plus, care poate să meargă și peste 35%, la parlamentare, cu împărțirea acestor locuri, sunt multe criterii și dacă oamenii vor să se înțeleagă, se înțeleg, poate să susțină și doi candidați la prezidențiale, dar nu mai mult de doi. Nu-i problemă, sunt multe orgolii. Sunt oameni care își doresc. Eu s-ar putea să-mi doresc mult mai puțin decât alții, că am ieșit de mult timp din politică și când am ieșit am știut de ce am ieșit. Și acum am intrat conjunctural, dar nu mă las. Dacă tot am intrat și am fost târnit, știu să-mi fac loc, am demonstrat de multe ori. Dar încă o dată, eu sunt poate cel mai puțin determinat dintre toți cei de pe listă, 4, 5, 6, care or fi relevant, dacă pe lângă cei 4 de astăzi care au fost invocați, Diana Șoșoacă, George Simion, Răzvan Constantinescu și cu mine, mai adăugăm și Călin Georgescu sau alții, nici nu mai știu nume acum la repezeală dacă ar fi, dar sigur mai sunt nume care ar putea să candideze. Dar vă spun, dacă sunt mai mult de două nume pentru acest bazin, cu condiția necesară ca să fie candidatul comună la europarlamentare, atunci nu se intră într-un doi. Dacă sunt doar două nume, s-ar putea să fie foarte multe orgolii și cel de pe locul 2 în urma măsurătorilor noastre să dorească să meargă și el în campanie, pe lângă cel de pe locul 1. Nu-i problemă. Încă se poate califica candidatul suveranist în turul 2 în detrimentul lui Ciucă, în primul rând, îmi pare rău pentru Claus Iohannis. Iohannis are mai puține șanse să ajungă în turul 2 dacă se coagulează mișcarea suveranistă prin reprezentantul lui, adică să se perpetueze la putere. Șansa numărul 1 de tur 2 o are Ciolacu, numai că dacă mișcarea suveranistă este compactă, Ciolacu nu mai poate să fie la atât de bucuros să zică lasă că mă duc cu Simion în turul 2, îl izolez și pe modelul din anul 2000 ies eu președinte
cum a ieșit Dionisescu în dauna lui Vadim. Dacă mișcarea suveranistă este compactă, Ciolacu, dacă e în turul 2, va lua bătaie mare de la candidatul suveranist. Mare de tot. Iar pentru că nu are altceva decât structura de partid. N-are fapte. Uite, Ciolacu are, are o mare restanță care lovește exact în orgoliu votanților suveraniști, apropo de intenția lui de a avea un program economic subordonat patriotismului de tip economic. Aici a dat X, l-a susținut foarte tare și a făcut nimic. Și asta a stârnit electoratul suveranist și... Da, te rog. Uite, mai am două întrebări scurte. Da. Ai spus de curând, de fapt ai scris, sau cred că ai și spus la radio, că tu îți transcrii editorialele vorbite și pe site, ai spus că cine votează PSD și PNL la alegerile care urmează e ori trădător, ori securici. Și dintre niște... suveraniști. Dintre suveraniști, că sunt oameni... Dintre suveraniști? Da, da. Ah, ok. Că vreau să te întreb... Am specificat acolo, dar ai fost destul da, de atent. Înseamnă că n-am fost eu atent, mea culpa. Dar oricum, întrebarea secundară rămâne cine votează cu USR și cu, sau cu doamna Lasconi, cum e? Dintre suveraniști. Eu nu știu dacă doamna Lasconi rămâne în cursă. Păi, deocamdată e plină țara de panouri. Câți bani să cheltuie pe panouri degeaba? Fără număr. După cum se vede, nu-i problema. Cheltuie trulă înainte și a cheltuit degeaba că a plecat. Asta chiar azi cred că ai spus sau ai scris. Apropo de ideea asta cu candidați comuni la parlamentare și fiecare dintre entitățile componente conform proporțiilor stabilite vine și propune oameni după criteriile proprii și tu ai spus că cine ar veni din partea clubului de gândire Gold trebuie să fie, mă rog, intelectual, oameni de probitate, așa, dar musai de religie creștin-ortodox. Da. De ce atât de restrictiv? Totuși. Să spunem că nu ne propunem un scor mare, dar ne propunem să fim păzitorii spiritualității românești. Din acest grup. Pentru că eu am făcut propunerea în felul următor. Dacă George nu era atât de încăpățânat că mi-e ciudă pe el și venea astăzi la întâlnire, se trecea peste o barieră și afla și el și puteam să începem negocierea. Că eu vreau să-i pun pe masă în felul următor. George, voi aveți rezultatul numărul 1 dintre suveraniști la europarlamentari. Deci începem această propunere, împărțim această cutie în 3. 40, 30, 30, că e joc de sumă fixă. Locurile în Parlament. 40 aurul, 30 SOS-ul, 30 goldul. Și George ar fi spus că vrea 50. E în regulă, negociam. Și Diana ar fi spus că vrea mai mult decât mișcarea Gold. Iară negociam și nu era problemă. Și ajungeam până la urmă la o înțelegere. Ne echilibram. Dar mai mult decât atât, este un proiect integrator. Și colegii de la Partidul Patrioților Români au înțeles acest lucru. Eu nu am luat în considerare că n-am știut că să particip la întâlnire, dar am presupus când am făcut această gândire că în spatele fiecărei cutii politice, cutia AUR, cutia SOS și cutia GOLD, există alianțe, simpatii, alte partide suveraniste, cum e Partidul Republican pentru AUR sau altele, personalități care vin. Că și mișcarea GOLD nu se propună. Nu-l propune numai pe, nu știu, Radu Preda, hai ca să se bagă în... Sau pe Robert Turcescu, uite, chiar i-am făcut propunerea. Noi propunem jurnaliști, analiști și intelectuali publici, strict, care trebuie să aibă aceste, să îndeplinească aceste criterii concomitent. Trebuie să fie și patrioți ortodoxi. Dar asta nu înseamnă că nu există oameni președinte sau vicepreședinte în restul partidelor suveraniste care să îndeplinească aceste criterii și noi să nu-i luăm pe listă, că vrem să integrăm. Că nu sunt atât de mulți oameni ăștia suveraniști și valoroși care vor să și lupte, care fac eforturi. Adică, și de asemenea, SOS-ul a venit cu Partidul Patrioților Români, a fost propunerea Dianei Șoșoacă, e limpede că este o relație de apropiere, e foarte bine. Și așa, prin trei piloni, ca să nu fie hărmălaie, ca să duce înseamnă hărmălaie la alegerile locale sau între vreo 30 de partide suveraniste, n-a ieșit nimic, apropo de aliate. Dar pe acești trei piloni, care fiecare îl privește cum își administrează Albia din lista respectivă, putem să recuperăm personalitățile valoroase
din mișcarea suveranistă, care e foarte măruntită în acest moment și este atât de măruntită tocmai pentru că interesele sunt mari și frica pe măsură. Pentru că avem un electorat majoritar suveranist sau conservator sau patriot sau cum vreți să-i spuneți, este majoritar. Și atunci a fost obligatoriu să se ajungă într-o fază în care să avem câteva zeci de partide. Unii le-au făcut de bună credință, alții nu le-au făcut de bună credință aceste partide. Și parazitează mișcarea suveranistă și asta este dorința mea. Deci principala mea dorință nu este candidatura mea la prezidențial. Deși mă lupt pentru ea și o să vedeți cât de mare este sprijinul pentru Costin Gușă, chiar dacă nu apar deloc în sondaje. Ci este unificarea, e unificarea mișcării suveraniste. Ok, îți mulțumesc foarte mult, Cosmin, rămânem și mulțumesc. Cu optimismul tău. Mulțumim foarte mult. Vă rog. Vreau să intervin, pentru că domnul Gușă a fost la întâlnire. Nu există apropiere între... Păi n-a stat alături la masă? Nu. Nu există apropiere între partidul PPR, pe care îl reprezint, și partidul SOS. Nu există o apropiere mai mare decât ar fi poate cu Partidul Aur, în sensul că președintele partidului a fost coleg de partid cu domnul George Simion și Diana. Mai departe, noi am fost cei mai mari critici ai Dianei atunci când a greșit. Însă de foarte multe ori, da, ne întâlnim pe anumite principii și s-au discutat niște principii, s-au pus acolo niște principii pe hârtie pe care noi toți de la masă, inclusiv domnul Gușă, le îndeplineam și ni le doream și pe care mă îndoiesc că Aur ar fi putut să le îndeplinească. Deci nu există o apropiere. Acest loc pe care Partidul PPR, pe care înțeleg că nu-l cunoșteați înainte de acest moment, l-a câștigat și l-a câștigat prin muncă. Partidul PPR este reprezentat de niște personalități. Partidul PPR nu reprezintă un suveranism de asta de conveniență. Exact cum am spus și la întâlnire, noi nu vom spune vreodată că suntem suveraniști pro-NATO, pro-America sau... Și nu e un atac personal, pentru că am înțeles că acea declarație a fost făcută de unul din colegii noastre din Clubul de Gândire Gol, de domnul Roșca Stănescu, nu de dumneavoastră. Ideea e că noi nu suntem căldicei și nu suntem pentru toată lumea și nu ne dorim asta. Suveranismul ăsta nu poate fi ambalat așa foarte frumos și vândut și până la urmă și PSD-ul are un program care a fost ambalat sub eticheta de patriotism economic. Asta spuneam și cu Trebuie să vedem până unde merge acest asta după suveranism. Ce, asta și după dacă... ce Aur și-a lansat programul de guvernare în 11 mai anul trecut, în care marșam pe ideea de patriotism economic și care ulterior a fost preluată de către guvernarea PSD și foarte bine, măcar dacă ar face ceva. Ideile bune, dacă sunt preluate, eu cred că nimeni nu se supără. Exact, tocmai nici noi nu ne-am supărat, de aceea nici n-am spus nimic, dar am așteptat să se livreze pe aceste idei, să se întâmple acele proiecte promise. Dar aș vrea să mă întorc la ce ați spus, pentru că dumneavoastră lansați așa printre rânduri și nu numai și explicit. Și apoi vă las Haideți să vorbim pe rând, vă rog eu mult. Două secunde, aș vrea să spun principiile, că durează un minut și apoi vedem dacă Aur le îndeplinește. Primul principiu, pentru că ăsta arde acum, este anularea acordului semnat de domnul Iohannis, acordul de securitate cu Ucraina, pe care l-a semnat fără să-l treacă prin Parlament. Al doilea este stoparea finanțării războiului din Ucraina, care devalizează bugetul de stat, stoparea furnizării de armament, neimplicarea României în război. Suntem împotriva propagandei LGBT, că am pus principiile care ne pot separa la un punct. Chestionarea, că noi am mai discutat-o, apartenenței la NATO. E o chestie care este greu de digerat pentru mulți, dar dacă tot vorbim de neatârnare, de suveranism, de golirea visteriei naționale, trebuie să ajungem și la discuția asta. Și la fel, rolul pe care trebuie să-l aibă România în Uniunea Europeană. Și până la urmă, toate revin la protejarea interesului național, care este peste orice alt lucru. Doamna și Brusel, acum las pe doamna Brusel. Credeți că e posibilă o apropiere în condițiile și celor exprimate aici, dar și de cum au decurs lucrurile la întâlnirea de astăzi? Bineînțeles. Ați văzut, Cosmin Gușă e foarte optimist. Bineînțeles. Noi astăzi am mers cu foarte multă bună credință acolo. Am mers cu un mandat explicit. Aveam de comunicat trei lucruri, cel puțin, foarte clare,
care ne-au fost spuse extrem de clar și extrem de hotărât de către președintele nostru. Deci dacă discuția de astăzi ar fi decurs într-un mod civilizat, dacă n-am fi ajuns la... Dacă ar fi decurs, că exact, e n-a decurs. Dacă s-ar fi... m-ați rugat să nu... Cu dumneavoastră, probabil. Discuția de la masă. Cu dumneavoastră. Cu noi considerați că a fost civilizat la masă când ne-a spus să ieșim afară și când a spus, când și-a rugat un coleg să cheme poliția? Tot la evenimente. Nu știu cum să văd lucrurile. Sunteți, mă iertați, dar nu sunteți corectă și nu sunteți obiectivă. Haideți să vă citesc puțin. Haideți să vă citesc puțin conținutul invitației. Da? Deci, către deputatul George Simion, președintele AUR, Cosmin Gușă, candidat independent, Răzvan Constantinescu, președinte executiv PPR. Invitație. În vederea unificării forțelor politice suveraniste și a câștigării alegerilor prezidențiale și parlamentare din acest an, vă invit luni, 12 august, de la ora 12, la Casa Capșa, pentru o discuție aplicată cu privire la coagularea mișcării suveraniste din România. Vă propun ca fiecare delegație să fie formată dintr-un număr de 3 reprezentanți. Acum, m-am învârtit mult prin mediile diplomatice și prin multe medii din întreaga lume. În momentul în care o invitație nu poate să fie transmisă altcuiva, se specifică foarte clar pe invitație acest lucru. Da, într-adevăr, la începutul invitației, în antet, ea este transmisă către George Simion. Dar George Simion nu mai este George Simion, doar el, ci el are un partid și el se identifică cu acest partid și noi ne identificăm cu dânsul. În consecință, dacă liderul consideră, la fel am lucrat în corporații, la cel mai înalt nivel. Să știți că asta este cea mai mică, deci, problemă. Cred eu că astăzi ar fi trebuit să putem discuta. Noi am fi acceptat și să stăm, să ascultăm și doar să ne transmitem, să transmitem mesajul liderului nostru. Noi nu ne-am dus cu emfază acolo ca să preluăm noi discuția și să ne impunem punctul de vedere. Și știți care erau cele 3 puncte? Erau foarte corecte. 1. Da, într-adevăr, să susținem ideea listelor comune la alegerile parlamentare. 2. Într-adevăr, să susținem acel candidat care este recunoscut ca fiind primul, având prima șansă pentru a câștiga alegerile prezidențiale, pentru a ajunge în turul 2, și asta luând în considerare sondajele principalelor case de sondare a opiniei publice din România, 3, 4, câte am fi hotărât acolo și pe care le-am fi hotărât noi să le luăm în calcul, pe care le-am fi considerat credibile, și apoi, bineînțeles, un pact de neagresiune în așa fel încât să facem front comun împotriva PSD-PNL, împotriva coaliției care se dacă află la guvernare. Dacă făceați liste comune, adică, ce rost mai avea pactul de neagresiune? Dacă nu am fi ajuns în stadiul în care să desemnăm un singur candidat sau să avem listele comune, în acel caz să avem acest pact de neagresiune. În același timp, nu ne-am dus cu ideea George Simion trebuie să fie candidatul nostru la prezidențiale. Am mai venit cu încă o ipoteză. Am fi venit cu încă o ipoteză. Și anume, cea în care, de exemplu, personalități marcante ale României, precum Ioan Aurel Pop, precum Dan Puric, ar fi acceptat să devină candidații noștri, noi, categoric, că i-am fi susținut întru totul. De ce unul din cei care erau la masă, domnul doctor Răzvan Constantinescu? Doamne, fiule, vă rog de suflet, nu mă întrerupeți. Fiecare avem dreptul să ne facem o proprie ierarhie a personalităților și a oamenilor pe care îi admirăm. Noi veneam cu aceste propuneri. Dumneavoastră puteați să veniți în cadrul discuției cu propunerile dumneavoastră. Împreună am fi decis. Despre asta este vorba când te întâlnești la o masă rotundă și dacă vrei cu adevărat să obții consens. Adică, încă o dată, noi ne-am dus acolo cu deschidere, am fost punctuale, ne-am întâlnit cu cel care este foarte apropiat de doamna Diana Șoșoacă și colegul dânsei de Parlament European și un om important în partidul dânsei, care nu a știut unde se ține sau poate n-a dorit să ne spună. Acum încep să mă gândesc unde doamna se ține. Ziua de azi s-a încheiat. Acum s-a încheiat. Tragem cu... nu mai întoarcem lucrurile. Ideea este în felul următor. Noi ne respectăm statutul. Suntem într-adevăr principala forță a opoziției din România.
avem un număr mult mai mare de reprezentanți în administrația locală și în Parlamentul European totodată. În sondaje și voturile exprimate ne recomandă, să zic, pentru titulatura de lider al acestui domeniu, al acestei ideologii, și atunci considerăm că ar fi trebuit și noi să primim respectul cuvenit în contextul în care a mers cu bună credință și politicoși. Ok. Radu, îmi cer scuze că te-am lăsat până acum pe uscat, dar am vrut să ai toate opiniile, sau mă rog, parțial cel puțin, exprimate. Și spune-mi, dacă tu crezi că unul la mână, că acest demers este unul pozitiv cel puțin pentru cei care sunt implicați în el, și dacă există vreo șansă de coagulare a tuturor acestor forțe, să le spunem suveraniste, într-un pol sau într-o structură care să participe împreună la alegeri. O să răspund la cele două întrebări, dar o să încep prin a spune că atunci când am citit știrea, Șoșoacă, Gușă și Simion și-au dat mâna și prima reacție a fost ok, deci Ciolacu va fi viitorul președinte al României. Eu nu sunt de acord cu Gușă și știe și el foarte bine, un tur 2 între Ciolacu și oricare din acești doamne și domni va avea rezultatul din 2000, nu pentru că într-adevăr electoratul conservator este majoritar în România, numai că electoratul majoritar este și la PSD, este și la PNL. Nu e doar la partidele care se declară ele suveraniste și conservatoare, ci acest electorat se împarte. Dacă tot acest electorat ar vota cu o singură personalitate, da, dar acea personalitate ar fi ieșit întotdeauna. N-a ieșit nici măcar Vadim Tudor, care, cu tot respectul pentru personalitățile pomenite aici, era în altă ligă. N-a avut aceasta, tocmai pentru că, unu, o mare parte a electoratului naționalist nu se duce la vot, și s-a văzut și acum, la rezultatele de la europarlamentare și de la locale. Doi, este împărțit. Deci, varianta, mie asta mi-a spus, dacă și-au dat mâna, înseamnă că Simion ajunge în turul 2, e normal. Adică nu, ce văd eu aici, cu tot respectul, sunt discuții. Adică niciun sondaj, niciodată doamna Șoșoacă nu va fi peste Simion sau doamnul Răzvan Constantinescu, despre care nu știe aproape nimeni în România cine e. Deci n-au șanse. Gușă are o anumită notorietate, nu cred că este în stare în vreun sondaj să-l bată pe Simion. Deci clar, dacă s-ar ajunge printr-un miracol, eu nu cred în acest miracol și s-a văzut. Adică și modul în care doamna Șoșoacă a tratat lucrurile este clar, că doamna Șoșoacă nu vrea nicio înțelegere cu nimeni. Revin. Deci, Simion ar fi fost candidatul. Dacă doamna Șoșoacă nu ar intra în cursă și deci n-ar lua 6-8% de la Simion, Simion ar avea mari șanse să ajungă în turul 2 cu Ciolacu. Și în momentul ăla, am spus, din punctul meu de vedere, Ciolacu va deveni președinte. Mie, ascultând toată această poveste, mie această invitație mi-a sunat a convocator, nu a invitație. Deci, în primul rând, o astfel de invitație la unirea forțelor ar trebui să vină dintr-una din două direcții. Fie de la partidul cel mai important, exact, fie de la un independent. Deci de la Gușa. Nu vine de la unul dintre partide o treime ca votanți, precum cel mai mare, la modul, cât e, vineri, luni să vă prezentați la CAPSHA, să fiți în numărul ăsta și... Nu se face așa ceva. Astfel de întâlniri, în primul rând, se negociază. Apropo de diplomație, se negociază. Deci prin telefoane, cum facem? Cam când? Când ați vrea? Cam cât să fim? Ne întâlnim numai noi patru? Unde să fie? Ce vorbim? Unde să fie? Ne întâlnim noi patru, ne întâlnim mai mulți, se întâlnesc prima dată adjuncții, ceva de genul ăsta. Nu se trimite un convocator la care eu, sincer, în locul... Nu, dar Diana Șoșoacă a spus, eu am făcut invitația, eu am stabilit regulile. Ok, de ce doamna Șoșoacă să facă această invitație? Doamna Șoșoacă deocamdată are 5%. Are dreptul. Okay. Ideea este de ce ar... Da, are dreptul, dar mie asta mi-arată clar că doamna Șoșoacă nu vrea nimic. Bineînțeles. Adică nu vrea decât să facă, să arate cu degetul și să mai ciupească 2-3 voturi acuzând Aurul că nu vrea
unificarea forțelor democratice conservatoare sau naționaliste. Asta vrea doamna Șoșoacă. Îmi dați voie două secunde. Nu, lăsați-mă că... Nu, serios, spun... am stat o oră, v-am ascultat, lăsați okay. că îmi spuneți după aceea, dacă... Okay. Ca să pot să-mi duc ideile la capăt. Ce spuneați mai știu, știu, dar vreau să-mi duc ideea la capăt. Deci, doamna Șoșoacă nu vrea așa ceva. Acest partidul de care eu acum nu știam că există, știam că domnul Răzvan Constantinescu vrea să fie pe undeva candidat la vreun partid, înțeleg că a găsit un partid la care să fie candidat la prezidențiale, că la AUR înțeleg că nu l-au dorit. Da, în sfârșit. L-au dorit foarte mult. Atunci de ce e candidatul AUR? Dacă pentru că nu a dorit. Nu se regăsește în programul vă cred pe cuvânt. Vă cred pe cuvânt, dar ar vrea să fie dar candidatul ați AUR. Sta, exact, ați candidatul AUR la masă, nu vă regăsiți. Noi suntem... Haideți, lăsați, că n-au sens. Deci, dacă mă lăsați să continui. Care sunt deci, noastre de negociere. Doamna Șoșoacă nu vrea acest lucru. Partidul acesta micuț, care n-a nicio șansă să intre în Parlament de unul singur, vrea acolo, într-adevăr. Mai ales dacă se pune... Nu, încă o dată. Nimeni nici imaginează că doctorul Constantinescu va ieși vreodată președintele României. Dar acest partid dorește să se așeze la masă pentru alegerile parlamentare, sperând într-o coaliție de care vorbea și Gușă și de liste comune, unde vor avea mai mult decât procentul, nici nu știu dacă aveți 1% în sondaje, adică nici nu știu dacă apăriți în sondaje, pentru că de asta doamna Șoșoacă i-a și invitat. Ca să poată povestea aia, dăm la AUR, hai vă dăm 40%, pe cum adică 4? Încă o dată. Dacă aduni, AUR de 3 ori mai mare decât sosul. Deci, din start, așa ar trebui să fie procentele pe listele comune. Cum adică vouă vă dăm 40, noi luăm câte 30, hai, că suntem... Nu, asta era socoteala lui Cuzmin Gușă. Ok, păi da, Gușă se proclamă strategul acestei întâlniri. Păi da, ai văzut strategul că astea erau o bază de discuție. Mai pui era tu, mai las eu. Mai da, și a zis, hai că vă dăm 50. Deci, încă o dată, Simion a făcut foarte bine, din punctul meu de vedere, pentru că era o capcană. Deci era o capcană și acolo ar fi fost încolțit. Și ar fi fost în minoritate. Și ar fi fost încolțit și de acolo ar fi ieșit, arătat cu degetul, că uite, Simion nu vrea de fapt. Simion ține el să candideze, AURul este plin de fițe și de nu știu ce, noi am vrut să ne unificăm. Noi... Ce nu iei tu în calcul în acest raționament este că Diana Șoșoacă este ferm convinsă că de fapt ea e pe primul loc. Nu, sigur, nu. Acum, nu. Bun. Și Dan Diaconescu era convins când făcea la Dan Diaconescu în direct că vreo 5 milioane de oameni se uitau la el în fiecare seară. Și o spunea. Și erau oameni care se uitau la el și chiar credeau chestia asta. Și sondaj, audiențele, deci alea reale... Da, la 20% la alegeri, totuși. Da, 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 dar nu acolo. Da? Hai să fim serioși. Deci, ce crede doamna Șoșoacă? S-a văzut la alegerile europarlamentare. Dacă e pe primul loc, de ce partidul domniei s-a... Furată. Păi o să fure oculta și acum. Deci, degeaba. Hai să-l pune pe Simion, că poate, uite, pe Simion l-au furat mai puțin. Că i-au dat voie să aibă 15%. Deci hai să-l lăsăm la prezidențiale, că o să-l fure oculta mai puțin pe Simion. Nu, eu vorbesc serios acum. Eu vorbesc, totuși, niște sondaje făcute de case. Nu, doamna Șoșoacă în acest moment n-are nicio șansă la prezidențiale. Nici nu cred că-și imaginează, adică sper totuși că nu-și imaginează care șanse. Doamna Șoșoacă își dorește foarte mult să bage sosul în Parlamentul României, așa cum a făcut-o în Parlamentul European. Și pentru asta dânsa este singurul, de altfel, vehicul al acestui partid. Și de aceea acum are nevoie de un nou război cu AUR. Pentru mine este foarte clar. Ok, te întrerup aici pentru că mai avem jumătate de minut înainte de publicitate, pe care vreau să-l dau doamnei de Brunsils, care ne va părăsi după această pauză din motive de program. Vă întreb încă o dată, credeți că sunt perspective ca Mișcarea Suveranistă să se coaguleze și să meargă într-o formulă mai compactă, dacă nu unificatoare, la alegeri? Sigur că da. Și noi astăzi am lansat și public invitația către toate forțele din care cred ca noi, care se numesc mișcări și partide suveraniste, să vină la o întâlnire în zilele de 27 și 28 august la Parlamentul României, la o masă rotundă, organizată așa cum trebuie, cu accesul presei, în așa fel încât totul să fie transparent, totul să fie corect, în așa fel încât oamenii să-și aducă membrii din partidele lor pe care îi doresc alături și să decurgă discuțiile așa cum ar fi trebuit să decurgă și astăzi. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru participare, doamnă și domnule. Ne reîntoarcem după o scurtă pauză de publicitate și continuăm să discutăm pe marginea acestui subiect.
direct într-o formulă un pic mai restrânsă. Suntem împreună cu doamna Oana Eftimie, vicepreședintă a Partidului Patrioții Poporului Român și analistul politic Radu Herjeu. Doamna Eftimie, spuneți-ne ce s-a discutat astăzi la acea întâlnire, dincolo de acest scandal din afara ușilor, cu asta, a fost sau nu primit Taur? Asta încercam să spun și mai devreme. Nu a existat un scandal în interiorul discuției. Nu, în afara ușilor a fost scandal. În afara ușilor a fost scandal pentru că Partidul Aur așa procedează. Până la urmă, ei așa au intrat în politică, pe live-uri. Nu putea fi altfel. Acum nu spun că și cei cu care eram noi la masă nu procedează la fel. Și așa că a făcut un live de toată frumusețea. Da, a făcut un live după ce s-a terminat întâlnirea. Da, după. Timpul întâlnirii, telefoanele au fost puse pe masă, nu s-a filmat absolut nimic. Eu nu sunt avocatul diavolului, din nou. În cazul ăsta, eu nu vreau să iau apărarea doamnei Șoșoacă. De ce s-a întâmplat ca doamna Șoșoacă să convoace întâlnirea, deși Partidul Aur este poziționat în sondaje mult mai sus decât SOS? Habar nu am. Ea a avut prima inițiativă. Ce s-a discutat la masă, că asta încercam să vă spun mai devreme, este că, da, eu am avut prima inițiativă, dar următoarea poate fi a voastră. Vreau pe voi să vă văd cum organizați următoarea întâlnire și chiar pe domnul George Simion. Întâlnirea s-a terminat așa. Dacă domnul George Simion este dispus să vină la o discuție, noi îl așteptăm la următoarea discuție. De ce în formula asta, pentru că ați minimizat un pic greutatea partidului și este corect. E un partid recent înființat, dar care are niște vectori de imagine foarte importanți pe zona de suveranism. Și care prinde prinde contur. Pentru că sunt oameni care, într-adevăr, nu rezonează cu manierele doamnei Șoșoacă, dar sunt oameni care nu rezonează cu mesajul diluat al aurului. Și atunci ei trebuie să se îndrepte către ceva. Nu mai există o altă forță pe zona asta care să fie invitată la discuție. Da, sunt o grămadă de partide suveraniste, că am vorbit și data trecută, însă suveranitatea lor se oprește într-un punct. Și atunci... Ați văzut cum a pus doamna Bruxelles problema? Sau mi-e greu să-i pronunț numele. Și nici nu o să fac un efort. Ea a pus problema foarte pragmatic. Și domnul Gușă la fel. Vorbim de parlamentare, împărțim locuri. 30% ei, grupul de gândire Gold. Noi ne-am dus acolo cu un partid. De asta am avut și o delegație, că până la urmă a fost candidatul la prezidențiale, însoțit de președintele partidului, deși de vicepreședintele partidului, din partea noastră, ca consilier principal, a venit și domnul Iulian Capsali. Tot din partea noastră? Tot din partea noastră, da. Noi am pus pe masă un partid. Acum, domnul Gușă, care își făcuse niște planuri acasă și înțeleg că își împărțea aceste locuri la parlamentare, un 30% el, 30% doamna Șoșoacă, restul Aur, la fel a făcut-o și doamna Bruxelles. A enumerat niște principii mai devreme. Toate erau foarte pragmatice. Mergem pe liste comune, sprijinim candidatul care apare cel mai bine în sondaje, evident. Nu se pare pragmatic să mergeți pe liste comune? Se pare foarte pragmatic, dar la nivelul acesta al discuției, noi am discutat niște principii. Noi suntem mai idealiști, așa. Da, uitați, vedeți. Eu am văzut astăzi pe Facebook, ați postat înaintea întâlnirii un fel de justificare a faptului că mergeți acolo, deși sunt multe lucruri care vă despart de celălalt, și ați enunțat niște rezerve. De exemplu, principiile pe care le-ați spus doamnei de Brunsils în această seară, le-ați discutat cu doamna Șoșoacă? Au fost discutate, pe asta spun. Noi am discutat niște principii. Nu ne-am împărțit niște locuri într-o posibilă viitoare alianță. Și cum a rezonat doamna Șoșoacă cu aceste principii? A rezonat perfect. Principiile noastre erau împărtășite și de doamna Șoșoacă. Mă îndoiesc că pot fi împărtășite de acord cu ieșirea din NATO? Este de acord, dar am discutat și data trecută. Noi nu am spus ieșirea din NATO acum. Noi am spus, este momentul să analizăm care sunt beneficiile apartenenței noastre la NATO. Putem să discutăm că atunci, dacă mi-aduc aminte, au fost sărbătoriți în Parlament acei 20 de ani de la aderare și, conform articolului 13, se putea deschide discuția ieșirii din acest tratat. Și am zis, nu este logic când ești într-un parteneriat la un moment dat să pui pe hârtie care sunt beneficiile și care sunt amenințările în cazul ăsta. Nu, suntem cu un război la graniță în care suntem împiși în față. Domnul Iohannis, în nume propriu, a mers la Washington și a semnat un acord de securitate cu Ucraina, care
prin care ne asumăm anumite riscuri, chiar de a intra în război. Dar nu doar riscuri, ne asumăm anumite cheltuieli. În țara asta în care poporul este sărăcit și vedem pe zi ce trece că standardul de viață scade, noi nu ne permitem să mergem și să ajutăm Ucraina cu undeva la 3,5%, 3,5 sau 5% din PIB, unde se ajunge acum. Nu se ajunge acolo, pentru că nici toate cheltuielile militare nu ajung la această valoare. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, când se discuta despre deficit, domnul Ciolacu s-a dus la Comisia Europeană, pentru că aici nu are curaj să vină cu asemenea declarație, și s-a justificat în fața Comisiei Europene pentru deficit, spunând că noi alocăm 3,5% din PIB anul trecut, în 2020. Eu nu am văzut declarația asta și o căutăm și vă rog foarte mult că nu cred așa ceva. Bun. Este neverosimil, scuze. Dar putem să calculăm, nu? Haideți să punem pe hârtie. Ce înseamnă ajutorul umanitar timp de 2 ani jumate? Ce înseamnă donarea unui Patriot care ne-a costat peste 1 miliard de euro? Că dacă adunăm cheltuielile pe 10 ani, s-ar putea să ajungem la un anumit procent în PIB-ul pe un an. Nu, eu nu zic că le calculăm pe toate, că am început cu asta, cu ajutorul umanitar, eu îl calculez total. Hai să lăsăm ajutorul umanitar, că suntem oameni. Vorbim de ajutorul militar. Vorbim de acest ultim gest care poate a fost cel mai mare dintre toate, dar nu putem ști dacă și ajutorul militar, sprijinul militar care s-a dat până acum, pentru că s-a recunoscut, nu valorează mult mai mult de atât. Da, n-a să prezumați ideea că acest sprijin este cumva unilateral și că noi nu avem niciun beneficiu din această chestiune. Și care este beneficiu? Nu știu. Ce beneficiu putem să avem din ajutorarea unui stat care ne-a fost mereu ostil? Care este beneficiul? Ne-a fost sau nu ostil? Nu ne-a fost ostil la modul agresiv. Dar nu a fost un stat agresor. Și el, până una alta, este o zonă de tampon între noi și un mare agresor care s-a dovedit că este agresor. Bun. Nu trebuie să prezumăm noi că ar putea fi. Am avut discuția asta și data trecută și n-aș mai vrea să intru... Poate se uită alți telespectatori, să știți. Nu, eu nu vreau să justific, că și data trecută am spus că nu vorbim de ce a început acest război, că ignorăm Donbass-ul, ignorăm acordul de la Minsk, le ignorăm în continuare, le putem ignora în continuare. Eu nu vreau să justific operațiunea asta, invazia, cum îi spuneți noastră, din Ucraina. Nu este treaba mea. Pe mine mă interesează... Nu, să revenim la... Nu, asta ți-a dus discuția despre... Pe mine știți ce mă interesează? Interesul poporului român. În numele Ucrainei, pentru că acum 4 ani, în numele pandemiei, a fost devalizat bugetul de stat. În numele Ucrainei, acum este devalizat bugetul de stat. Datoria publică a României este undeva la peste 52% din PIB în momentul ăsta. Ceea ce este foarte mult și a crescut foarte mult în ultimii 4 ani. Prin urmare, trebuie să calculăm și să punem stop. Suntem singurul partid care își asumă să spună stop finanțării războiului din Ucraina. Și credeți că poate acest partid al nostru, singur fiind, să obțină așa ceva? Normal că nu poate. De asta stăm la masă. Pentru că, într-adevăr, noi am mers foarte rezervați. Și inițial... pe noi nu ne interesează. Ați spus că acest partiduleț mic care încearcă să intre în Parlament, să știți că nu suntem disperați. Nu ne dorim să intrăm. Ați spus mai devreme și atunci trebuie să răspund. Exact ce vorbim. Noi discutăm principii. Nu, suntem înțeles, idealiști. Înțeles, dar suntem ce visători. Face? Că dacă nu intrați în Parlament, nu aveți ce face. Vorbim de pe margine. Facem niște oameni să conștientizeze deci niște lucruri. Nu vă ascultă nimeni de pe margine. Știți foarte bine că nu până să apară Simion în Parlament, nu știa nimeni de Simion. Deci despre și de aur și de nimic, de suveraniști. Sunt de acord cu dumneavoastră. Noi putem, ne-am format în acest mod. Este un demers politic. Este clar că și deci e clar că vreți să ajungeți în Parlament, adică nu era o critică, spuneam că asta e strategia noastră, de asta v-ați dus la acea întâlnire, că așa doar ca să aveți satisfacția că doamna Șoșoacă e de acord cu principiile noastre, nu vă folosește la nimic. Păi nu, când mergi la o negociere, în primul rând, vezi dacă ești compatibil. Nu puteam să vin ca doamna Ramona și să pun pe tapet doar calcule, mă lăsați să nu-i rețin pragmatice. Mai încercați cu mine. Încă o dată, repet, nu puteați și pentru că n-aveți 15%. Nu, dar nu, noi nu suntem așa. Bun, dar vi se pare normal ca o discuție să nu pornească de la principii, ci de la calcule pragmatice? Când vă căsătoriți, mergeți și vă întâlniți cu soția, nu discutați, dar suntem compatibili? Sau spuneți, dar tu cu ce vii? Acum,
Lăsându-vă pe dumneavoastră la o parte. Că asta, compatibilitatea e de dată recentă. Până acum, nu știu, 100 de ani era așa. Așa era. Tu cu ce vii? Adevărat. Hai că tu cu ce vine? Ce vine, da. Da. Deci, vă lăsăm pe dumneavoastră la o parte. Cred că compatibilitatea între doamna Șoșoacă și George Simion e clară pentru toată lumea. Nu mai trebuie nici discutată, nici analizată, nici nimic. Acolo nu vorbim de niciun principiu, nu vorbim de absolut nimic. Deci dacă vreodată acești doi oameni își vor da mâna, da, nu vor face nici în numele principiilor, nici a valorilor, o nici... vor face pragmatic. O vor face absolut pragmatic. Da, ce-mi dai tu, posibil. Ce-ți dau eu? Eu, uite, eu îți dau 5% ca tu să ajungi în turul 2, ce-mi dai tu? Tu trebuie să-mi dai 20% din lista pentru parlamentare. Foarte simplu. Adică eu din afară nu... N-am nici tinerețea să mai cred în asta, cu principii, cu ea. Și încă o dată, cei doi se cunosc foarte bine, că doar au fost acolo, unul lângă altul. De acord. Încă îi leagă foarte multe lucruri. Deci ei nu se întâlneau acolo ca să afle dacă sunt de acord sau nu pe principii. Bun. Asta, doamna... acum știam și cu tipul... Brunsils. A venit cu lucruri pragmatice, pentru că știe că acolo se va ajunge. Dar se va ajunge. Păi nu, dar știi, și atunci ce rost are să discutăm? Haideți să ne tatănăm, adică, să fim un pic romantici. Haideți să ne cunoaștem înainte. Dacă vi s-a părut George Simion un tip romantic... Păi, dar nu mi s-a părut. Sau doamna Șoșoacă. Domnul Simion a zis de doamna Șoșoacă că este misogină, nu? Adică ce? Aici vă contrazic, să știți că femeile, dacă urăsc alte femeile, poate să urască femeile. Da, dar prin definiție înseamnă un bărbat care urăște o femeie, totuși. Nu, misoginismul e să urăști femeile. Sunt femei, păi și atunci femeile care urăsc femeile, cum se numesc? În niciun caz misogin. Cum se numesc? Nu știu, nenorocite, n-abarnam, dar nu okay. Misogine. Deci, era clar că această întâlnire n-are și dacă va fi, va mai fi convocată sau următoarele întâlniri vor fi convocate de același mod, vor avea același rezultat. Nu, următoarele întâlniri a rămas stabilit că să stabilim o nouă întâlnire. Văd că domnul Simion organizează o altă întâlnire la Parlament. Spune că organizează. Spune că organizează, dar el încearcă să adune partidulețele mici pe maniera pe care a făcut-o și până acum. Veniți la noi, vă încorporăm, o să primiți fiecare cât. Nu, e foarte greu ca George Simion să mai promită mai mult decât a promis. Și eu știu despre ce vorbesc, pentru că știm cu toții care este situația în teritoriu la AUR, știm câte filiale le-au plecat, știm câți oameni nemulțumiți, pentru că întotdeauna și la locale s-a stat în stand-by. Filialele nu au fost organizate statutar, pentru că poate vine unul care contribuie mai mult, cum a zis doamna Brusel, care muncește mai mult. Și în cazul ăsta, nu contează cât a muncit cel care a fost până atunci, îl înlocuim. Sunt filiale întregi care au plecat de la AUR, sunt oameni, foarte mulți oameni buni care au venit la noi, pentru că ei au fost înlocuiți fix cu o zi, două, trei, înainte de alegeri. Doamna Eftime, haideți să vă întreb altfel. Locale. Acum, la această întâlnire, putem spune, deși poate nu este termenul cel mai potrivit, că a fost cumva din curtoazie. Ați fost invitați, frumos este normal să mergem să răspundem invitații. Am spus de la început că mergem cu rezerve. Dat fiind strategia pe care ne-ați spus-o, și anume că nu mergeți pe chestiunile astea pragmatice și nu vă faceți socoteala cu ce putem obține și mai departe, vă întreb, la o următoare întâlnire veți mai merge și dacă da, de ce? În ce scop? Am stabilit. Acum am discutat principiile. Dacă am trecut de această etapă, că le avem similare, poate nu avem maniere similare, dar principiile sunt similare, vom merge la următoarea discuție. Așa a rămas stabilit. La următoarea discuție pe care o putem organiza noi, o poate organiza doamna Șoșoacă, o poate organiza domnul... Am înțeles, s-a citit cineva că deja a fost stabilită la Poiana Brașov? Doamna Șoșoacă a făcut o invitație. Ea are și școala de vară, înțeleg, pe 22 la Poiana Brașov. Și a făcut o invitație. A rămas că ne verificăm programul, să vedem dacă putem să mergem acolo sau dacă nu vom organiza ceva ulterior. Da, de exemplu, în afara de unei eventuale participări pe liste comune la alegerile parlamentare, chiar luați în calcul susținerea unui alt candidat pentru președinție care să corespundă principiilor și mai departe? Vă spun, eu iau un calcul, vă spun sincer ce am fi dorit noi să discutăm dacă și domnul Simion era acolo. Din punctul meu de vedere, cum ați spus mai devreme, este clar că notorietatea domnului Simion și doamnei Șoșoacă este mult peste notorietatea candidatului nostru la prezidențiale, domnul Răzvan Constantinescu. Mă rog, și intenție de vot, că deja e măsurată. Măsurată, dar aici avem o mică problemă cu măsurarea asta și o putem discuta cu alte ocazii.
că n-aș vrea. De fapt, n-are rost să o discutăm în acest punct. Ideea este că, din punctul meu de vedere, din punctul meu personal, și cred că și colegii mei de partid sunt de acord cu asta, un pas în spate făcut de acești doi lideri, Diana și George Simion, ar fi fost foarte bine perceput de public, pentru că, vedeți, această alianță, deși ea sună foarte bine, așa în sens mare, alianță AUR-SOS și, să zicem, PPR, publicul Dianei Șoșoacă nu agrează AUR. Publicul AUR nu agrează Diana Șoșoacă. Dar atât publicul AUR, cât și publicul SOS, acest public suveranist, care s-a creat în mare parte în ultimii 4 ani, începând de la restricțiile din pandemie, îl agrează și îl iubește pe domnul doctor Răzvan Constantinescu, candidatul PPR la alegerile prezidențiale. Scenariul e plauzibil, cum spuneți, dar dacă ar fi spus George Simion, da, interesantă ideea, dacă și Diana e de acord și eu fac un pas în spate, dar tu, doctore, dacă devii candidatul nostru la președinție, treci în locul meu și semnezi contractul cu planul Simion, să le dai case de 35.000 de euro la român. Noi, păi, a cheltuit toți banii de campanie până acum, sume colosale. Pentru el, noi, să știți că n-am cheltuit atât de mult, dar cu niște oameni foarte buni, din punctul meu de vedere, avem unul din cele mai bune programe de candidat la prezidențiale. Se regăsește pe site-ul lui Răzvan Constantinescu.ro. Proiectul se numește Înapoi Acasă. Este un subiect pe care nimeni nu l-a luat în calcul până acum. Este vorba de diaspora românească și de necesitatea, în acest moment, a întoarcerii ei acasă. Desigur, dacă își vor dori, dar foarte mulți dintre ei, așa cum știm foarte bine printre cunoștințele noastre, își doresc să se întoarcă acasă. Cum se poate face asta? Asta se poate face acordându-le niște beneficii economice pentru deschiderea de start-up. Da, asta e discriminare. De ce să beneficiezi ei de condiții mai bune decât beneficiez eu? În condițiile în care tu de 2 ani jumate plătești tot felul de beneficii, de asigurări sociale, de acces gratuit la educație pentru refugiați ucrainieni, de 2 ani jumate, de ce spun de 2 ani jumate? De aproape 3 ani. Pentru că, în mod normal, orice refugiat, după o perioadă de timp, și de asta și Uniunea Europeană acordă aceste fonduri doar pentru o perioadă de timp, în mod normal, orice refugiat, după o perioadă de timp, se integrează și își găsește un loc de muncă și începe să ducă o altă viață într-o altă parte. Poate și cunoaște destule cazuri de cetățeni ucraineni care s-au integrat. Sunt cazuri destule, dar ajutoarele merg în continuare, că știm asta. Bun, acum revenim la programul ăsta cu diaspora. Nu, da, sări, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Nu luăm nimic de la români. Nu preluați programul AUR? Nu, nu-l preluăm. Păi, atunci George Simion nu o să fie niciodată de acord. Da, dar el cum ar putea să fie de acord după ce a băgat milioane de euro? Dar el poate să meargă mai departe. Ajuns la guvernare, el poate să pună, și eu chiar îmi doresc să văd cum pune în practică acest lucru. El spunea că în calitate de președinte. Oricum, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim să detaliem puțin cum e cu programele astea. În direct alături de doamna Oana Eftimie și de analistul politic Radu Herjeu. Uitați, o întrebare apropo de definiția, deși e mult spus pentru că e destul de greu de dat, a suveranismului. În general, toate formațiunile politice care se revendică în zona asta, mai mult sau mai puțin, din toată Europa, în primul rând spun că se opun cedării de suveranitate dinspre patrie, țară, către structurile suprastatale gen Uniunea Europeană. În mod evident, asta este o formulare cumva oximoronică, pentru că atâta timp cât accepți să intri într-o Uniune, te supui regulilor care presupun implicit o oarecare cedare de suveranitate. Dar, spre deosebire de AfD, nu știu să spunem, din Germania, sau chiar și de partidul doamnei Meloni din Italia, aceste partide fac recurs și pun în balanță situația de dinainte, ori de aderarea la Uniunea Europeană, ori de introducerea euro, de exemplu. În Germania este o mare
discuție, că era mult mai bine pe vremea când aveam marca, moneda noastră, și acum e rău că am trecut la euro. România nu este în această situație, adică noi nu putem invoca perioada pre-aderării la Uniunea Europeană ca fiind una roză și minunată și vai cât de rău ne face nouă Uniunea Europeană. Și atunci, cum, pe ce se bazează această doctrină, să zicem? Tratatul pe care, în primul rând, pornim de la premise greșite, pentru că România este un stat suveran, prin Constituție. Asta partide, în fapt, observăm că ușor, ușor ne pierdem suveranitatea economică și așa mai departe. În 2007 am semnat un anume tratat. La acest tratat au fost... Nu s-a schimbat. Tratatul în sine nu s-a schimbat, însă au fost adăugate tot felul de alte părți ale tratatului în timp și ajungem acum să avem tot felul de impuneri pe care poporul român nu le poate accepta. Cum este nebunia asta cu ideologia LGBT? Cu propaganda asta. Am văzut că tocmai s-a terminat Antoldu, am văzut ce s-a desfășurat acolo, am văzut... Ce s-a desfășurat acolo? Un concert de muzică. Un concert de muzică, da, într-adevăr, cu tot felul de manifestări, cu propagandă făcută în cadrul concertului principalului solist Sam Smith pentru protejarea trans kids, un mesaj mare, pentru drepturile minorităților, pentru toate lucrurile astea nu pot fi acceptate de poporul român. Propaganda făcută în fața copiilor... O parte a poporului român a acceptat că au fost acolo și au fost chiar entuziasmați. Da, da, da. Și doamna Lasconi, care e o tradiționalistă, a fost încântată și domnul Nu Ciucă. Săptămâna asta. A fost săptămâna trecută și va mai fi săptămâna viitoare. Săptămâna asta a fost la Antol și a plăcut. Asta zic, când a fost la Antol, n-a fost. Doamna Lasconi a bifat tot ce trebuia să bifeze săptămâna asta. Vedeți, doamna, așa se face. Nu știu cum putem face noi să fim primiți la ambasada Ucrainei, la ambasada Americii a doua zi, să ne plimbăm și prin țară, să mai fim și primar în localitatea de unde eu fac parte, în localitatea mea natală de Câmbulung Mușel. Doamna, n-am să discut despre doamna Lasconi, pentru că prefer Eu îmi cer scuze că am adus în discuție, a fost așa. Evit, dar într-adevăr, ea bifează tot ce trebuie să bifeze. A bifat vizita la ambasadă, apropo de ce discutam mai devreme, când a spus că se luptă pentru drepturile minorităților. Asta era un subiect foarte important de discutat acolo. Ați putea să mergeți și în asta, sau mă rog, Răzvan Costanescu, și să-i spună ambasadei pentru ce nu luptă sau pentru ce luptă. Adică... Da, știu, dar vedeți, suveranitatea asta, în primul rând, înseamnă neatârnare. Și nu știu dacă o recăpătăm. Da, nu exclude dialogul. Nu exclude dialogul, dar nu în modul ăsta. Nu era o recepție, nu era un eveniment. Nu exclude. Nu, tocmai, este programatică. Mă duc acolo să le spun care e punctul meu de vedere. Este interesant de văzut cum un candidat la prezidențiale, care vine dintr-un partid care a luat, nu știu, 8% într-o alianță la ultimele alegeri, cum se stabilesc aceste întâlniri? Telefonic, cred. Am înțeles. Bun, după atunci o să încercăm și noi să o facem, nu? Eu sunt convins că veți avea succes. Da. Când terminăm, o să începem demersurile pentru asta. Asta că vorbim de suveranitate. Suveranitatea înseamnă neatârnare, în primul rând. Sunt anumite lucruri pe care nu le putem accepta. Exact, nu putem accepta... Asta, interesul poporului român trebuie să primeze. Într-adevăr, situația din România în 2007 era mai proastă decât situația din România din 2024. Mult mai proastă. Cât a contribuit Uniunea Europeană rămâne de măsurat. Acum știm că și noi contribuim la bugetul Uniunii Europene. Și lucrurile trebuie puse cumva în balanță, pentru că noi am avut niște... Dar dacă puneți în balanță ce contribuim noi la bugetul Uniunii Europene cu ce a contribuit Uniunea Europeană la bugetul nostru, să vedeți că nu prea sunt echilibrate. Da, cred că am și cifrele. Undeva la fonduri primite de România de la aderare sunt undeva la 70 de miliarde de euro. Contribuția României este undeva la 24-26 de miliarde. Chiar așa să fie, că nu luați în calcul PNRR-ul. Și tot e de trei ori. Pe cifrele noastre. Pe cifrele de la începutul anului. Astea sunt cifrele, nu le-am actualizat, nu iau un calcul PNRR-ul. Vedeți, și cu PNRR-ul ăsta este o discuție. Unde se duc banii? Știți unde se duc banii?
Nu știm toți, da. Păi putem să vedem. Proiecte benefice pentru țară, așa. Proiectele benefice pentru țară sunt digitalizarea. N-am nimic împotrivă, dar când 30% din fonduri din PNRR se duc în digitalizare și nevoile poporului român la momentul ăsta sunt cu totul altele, nu știu dacă e asta o prioritate. Se duc în încă 30-40% în energie verde și știm ce s-a întâmplat vara asta cu energia și cu migrarea către energie verde, pentru că suntem o țară față de Germania, Polonia și așa mai departe, care are totuși o cotă destul de mare de energie verde și am văzut ce înseamnă, că nu se poate stoca. O importăm scump și exportăm foarte ieftin ce nu se poate stoca în timpul zilei. Aceste discrepanțe, vorbim, noi suntem un stat care am fost independent energetic și am avut în vara asta, în anumite perioade, cel mai scump preț, cel mai mare preț la energie. Ministrul Burduș a susținut, chiar azi am văzut o declarație, că România are în continuare cel mai mic preț la energie electrică din Uniunea Europeană. Dar putem să verificăm că există un site care măsoară în fiecare zi care este costul la nivelul Uniunii Europene. Am văzut cu toții știrea de acum 2-3 săptămâni. Că se referă la ce plătim noi. Da. Nu, păi nu ăla e. Nu, că nu în toate țările statul... Românii plătesc cel mai puțin pentru energie. Ok, românii plătesc cel mai puțin pentru că românii, pe altă parte, prin taxele lor, își plătesc, practic, compensarea aia. Adică nu, că banii ei lați nu vin de la domnul Burduja și de nicăieri. Cu vine care sunt plătiți distribuitorii de energie ca să nu ne pună nouă prețul de 10 lei pe kilowatt. Deci asta cu noi plătim cel mai... românii plătesc cel mai puțin, da. Hai să vedem. Când nu o să mai fie bani la buget pentru compensarea aia până la prețul pe care l-ar cere distribuitorii? Hai să vedem, să vedem atunci. Nu. Hai să vedem prețurile la distribuitor. Cât ar trebui să plătească românii dacă statul nu ar interveni? Altfel sunt discuții, pentru că statul și când intervine, repet, nu intervine cu bani de la el de acasă, că statul nu are banii lui de acasă. Banii statului sunt tot banii noștri. Deci problema e într-adevăr foarte gravă din acest punct de vedere. Dar eu vreau să vă spun altceva, apropo de toate astea. Nu, faptul că noi am fost incapabili, pentru că am avut un ministru foarte prost la energie. Mereu. Mă rog, a fost atunci când trebuia să fie cel mai bun ministru al energiei de pe Mapamond, atunci când au explodat prețul în România. Faptul că noi n-am fost în stare să cumpărăm și baterii ca să stocăm curentul de la energia verde, mă rog, energia verde, nu e vina Uniunii Europene. Adică nu, sau a programului de energie verde. Nu e vina lui. E vina noastră că n-am fost în stare să facem chestia asta. Faptul că noi nu știm ce se întâmplă cu banii de la PNRR, iar e vina noastră. Nu e vina programului sau Uniunii Europene. Faptul că digitalizarea e... din punctul meu de vedere vitală pentru România, ca să iasă totuși puțin din evul mediu. Puțin, da. Măcar. Faptul că nu s-au dat bani în PNRR pentru agricultură sau n-am cerut bani pentru agricultură, iarăși nu e vina Uniunii Europene. E vina tot a noastră. A noastră în sensul total. Că s-a chemat guvernul USR-PNL, care era interesat de comisioane pentru consultanță și alte... Dar încă o dată, nu e vina nici a Uniunii Europene, nici a politicilor Uniunii Europene și sigur nu ne-a impus Uniunea Europeană să punem noi nu știu cât pentru digitalizare sau să punem nu știu cât pentru energia verde. Noi am făcut-o... La momentul respectiv așa s-a discutat, că au fost niște impuneri Nu, eu nu cred. Și de asta s-au scos programe pentru irigații, de exemplu, pentru că nu era loc de ele. Nu, ca dovadă că atunci când s-a renegociat s-au obținut niște bani pentru... Deci nu cred că după aia Uniunea Europeană a zis: a, da, într-adevăr, trebuie să vă dăm și pentru asta. Nu. Acum, știe toată lumea? Bine, nimeni nu știe, de fapt, că nimeni n-a văzut propunerea României pentru PNRR decât după ce a fost acceptată la Bruxelles. Pentru că USR-ul și cu PNL-ul de la acea vreme... Nici măcar Parlamentul, nu? Nici măcar Parlamentul. Deci nimeni. Doar ei. Deci Cățu și cu Ghinea. Cred că sunt singurii doi oameni care știau ce conține propunerea noastră sau solicitarea noastră de PNRR. Ceea ce este absolut anormal. Dar revin, nu e vina Uniunii Europene. Oricum, sunt acei 80 de miliarde pe care i-a cea domnul Iohannis Traista, Sunt 80 de miliarde, din păcate, nu sunt toți granturi. O parte din ei sunt împrumuturi.
Sunt 29 de miliarde. Nu e rău nici asta. Dar Radu, deci dacă e lista și vezi pe ce se dau banii împrumutați... Asta e problema. Asta e problema. Nu că nu sunt... să facem o pauză. Nu sunt 80. Imediat vine 29. 29, da, sigur că da. Sunt 29, dintre care 14 miliarde sunt împrumuturi. Exact cum a spus, jumătate sunt împrumuturi, jumătate sunt granturi. Nici în momentul ăla nu cred că mai credea cineva pe Iohannis că vine cu 80 de miliarde. L-au crezut. Cum? Și avem acele declarații extaziate a lui Câțu, a lui Rareș Bogdan. Oamenii care zic să trăiți șeful nu înseamnă că l-au crezut. Nu. Rareș Bogdan e convins acum că volumul lui Ciucă va fi, nu știu, ceva Besele. Mai printre pământeni sau mizerabil. Nu este adică ceva. Convins de nimic și aici e o discuție pe care chiar ar trebui să o avem. Avem un candidat care s-a promovat inclusiv în campanie electorală sub această, nu știu, sub acest ascunziș al cărții care urmează să se lanseze. Aici cred că trebuie o anchetă făcută pentru că, în primul rând, campania asta foarte costisitoare de peste 500.000 de euro pe lună s-a făcut din bugetul unui partid, buget primit de la stat până la urmă, tot de la noi, că trebuie să discutăm și de finanțările astea ale partidelor. De acord, dar eu aș vrea o investigație și pentru afișele doamnei Lasconi, de exemplu, care nu știu ce promovează. Aia cu sufletul unei națiuni, cine? Nu, promovează... scrie Elena Lasconi președinte. Nu, nu. Așa se practică. Adică ce vrea să spune că e președinta USR, adică semnează Elena Lasconi președinte? Nu, așa se practică, să știi, sunt om de marketing în campania pentru prezidențiale. Dar nu e campanie. Pentru... Nu e campanie pentru prezidențiale. Da, domnul Simion, cu planul Simion. Încă o dată, nu e campanie pentru prezidențiale. Eu aș, măcar domnul Simion promite ceva. Doamna Lasconi vorbește despre sufletul unei națiuni sau speranța unei națiuni. N-am înțeles cine este speranța națiunii. Ia. Însă, la 52 de ani, dânsa este speranța națiunii acestea? Da, facem discriminare pe... Nu, dar de obicei speranțele sunt la nu, 20 de ani. Și tinere speranțe. Ok, am înțeles. Eu zic să analizăm mai bine imaginea. O avem pe doamna Lasconi, care este reprezentanta unui partid care urăște și simbolurile creștine și simbolurile românești, o cruce foarte mare, sub o cruce mai mică, plasată ostentativ, cu un tricolor la mână. Asta, să încercăm să analizăm și altele. Da, dar eu, mă rog, aici eu am altă opinie. Nu, useriștii n-au urât nici simbolurile, nici nimic. Useriștii de vârf... Nu votanții sau cum? Nu, deci nu. Useriștii de vârf au folosit nișa care li s-a pus la dispoziție. Nișa aia le cerea o anumită atitudine. În acest moment, nișa aia a devenit atâtica. Prin urmare, nu mai e rentabil. S-a văzut că USR a ajuns la 8%. Ca USR-ul să redevină rentabil pentru cei care l-au creat, trebuie să-și mărească și nu poți să o mărești decât cu crucea în mână. Că în România, din păcate, orice alt mesaj care nu apelează la cruce, la, mă rog, la ce apelați și dumneavoastră, n-are șanse. Eu zic așa, dacă tot vorbim de doamna Lasconi, pentru USR este o gură de oxigen, doamna. Da, pe asta spune, va aduce niște voturi. Va pierde niște voturi, dar va aduce puțin mai multe. Avem șansa să scăpăm de USR din Parlament, dar cu noi ce vin avem? Ce am făcut noi greșit? Noi n-am făcut nimic, nu suntem destui. Când spuneți că aveam noi șansa, e ca și cum... Aveam o șansă, însă... Ce ar fi trebuit să facem? A scos asul din mânecă și pentru ei, Elena Lasconi este un as. Da, da, era o mișcare telefonată, cel puțin de un an de zile, adică... Da. A fost chiar așa o mare surpriză. Dar uitați, că chiar vreau să vă întreb. L-am întrebat pe Cosmin Gușă, mie mi se pare personal foarte restrictivă chestia asta. Dom'le, oamenii noștri, suveraniștii noștri de valoare, sunt numai cei creștini ortodoxi. Și la noastră e valabil acest filtru? Unul din pilonii partidului este creștinismul, într-adevăr. Însă, așa cum și menționam în programul partidului, noi acceptăm... Sunt și alte feluri de creștini. Am zis creștinism, nu creștin ortodox. Noi acceptăm printre membrii partidului orice tip de manifestare, etnie, religie. Nu suntem, nu excludem pe nimeni. Nu, aici era vorba de oameni promovați, nu știu, să candideze, să în funcții. Da, domnul Gușă are o strategie, se plasează... Nu, lăsăm pe Cosmin Gușă, eu vă întreb pe noastră.
Din partea noastră, nu, noi suntem desigur, noi vrem oameni buni, care au aceleași principii ca noi, care au caracter, care să nu... Adică avem și patrioți catolici, nu doar ortodoxi. Evident, putem avea patrioți musulmani. Putem avea patrioți musulmani, cum să nu? Și au niște valori foarte bune. Noi trebuie să ne regăsim pe această zonă, să avem valori similare, să avem principii similare. Nu excludem pe nimeni. Da, Cosmin, sincer, asta nu înțeleg. Deci tocmai avem un președinte care nu este creștin ortodox și care a fost votat de două ori. Poate. Deci, păi ne arăta că nu-i bine, adică. Păi nu, ok, nu e bine. Dar ce aduce nou un candidat creștin ortodox musai de al suveraniștilor față de candidatul creștin ortodox? Și alte calități. Nu e, e necesară, dar nu suficient. Și atunci de ce e obligatoriu? Eu zic așa, exact cum a spus mai devreme de useriști, că s-au nișat pe zona fără simboluri naționale sau creștine, domnul Gușă a speculat că este o zonă pe care o poate folosi în favoarea lui din această bucată a suveranismului, pentru că el nu știu dacă este perceput ca un suveranist. Și atunci trebuie să mai aduci la fiecare două fraze spune și până la urmă... Nu știu, poți să spui de un milion de ori, dar tu când îți lansezi candidatura și este ambalată ca suveranist pro-NATO și pro-America, deja ai lovit-o, nu știu. Suveranismul asta înseamnă neatârnare. De asta nu pot să fiu de acord cu George Simion, care s-a dus la acel eveniment din Washington, din primăvară, al Congresul Republicanilor sau ceva, și s-a pozat cu poza lui Trump, când s-a pozat cu Trump. Asta arată, nu știu, este sindromul ăsta al provincialului. Așa, cumva. Cosmin Gușa are scrisoare de susținere de la Trump. Da, păi asta putem să discutăm. Adică e mai tare ca Simion. Dacă tot discutăm, că oricum ne-a ignorat așa foarte oalacind declarațiile inițiale, deși a avut invitația la fel ca doamna de la AUR și a văzut foarte bine cui este desemnată, dar în toate interviurile pe care le-a dat înainte a ignorat partidul PPR. Dacă discutăm când mergem la o negociere, pe lângă aceste principii, vedem și ce punem pe masă. Și cred că domnul Gușă, în primul rând, pune această scrisoare de la Trump. Și apoi, clubul de gândire Gold. Mai pune radio. Mai pune radio, mai pune experiența politică, care este și în avantaj și în dezavantaj pe zona de suveranism. Pune, da. Nu, eu îl apreciez pe domnul Gușă, să nu înțelegeți greșit. Doar că nu pot să-l asimilez ca fiind un suveranist. Și eu țin foarte mult ca mediul ăsta suveranist să nu fie contaminat. De-aia, vă spun sincer, noi nu putem... Suntem mici, într-adevăr, dar noi am refuzat orice fel de discuție, pentru că ea s-a început prima dată de sus, de la Partidul AUR, care a încercat să aducă toate partidulețele mici sub această alianță, dar s-a încercat și de către partidele mici să se facă o alianță de partide suveraniste. Suveranismul lor merge până la un punct și atunci noi nu putem să stăm. Care e linia aia roșie peste care nu trec, de exemplu? Păi linia asta roșie este odată pandemia. Restricțiile din pandemie. Până la urmă, ăsta a fost imboldul pentru mine, pentru doctorul Răzvan Constantinescu, pentru Mihai Lasca de a intra în politică. Poate fi programul unui partid. Nu. Dar vorbim iarăși de principii. Că acolo ne rupem. Unde ne rupem noi de o parte din partidele suveraniste? Apoi ne mai rupem la acest război al Ucrainei și această devalizare a bugetului de stat pentru ajutorarea Ucrainei și toate lucrurile care vin cu chestia asta. Și atunci noi nu am refuzat și trebuie să-i acord credit doamnei Diana Șoșoacă, deși nu sunt de acord din nou cu modul în care o spune de multe ori. Eu nu pot să contest ce spune doamna Șoșoacă, cel puțin în ultimul timp. Mă refer la declarațiile ei politice, nu la că nu stau să-i urmăresc fiecare live sau... Însă pozițiile ei, din punctul meu de vedere, sunt bune. Reținem asta. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate pentru concluzii referitoare la oportunitatea și probabilitatea înființării unui pol suveranist care să meargă împreună în alegerile din această toamnă și iarnă. Am revenit pentru concluziile acestei dezbateri, nu înainte însă de a o saluta pe Dana Chiera, colega mea, și de a o întreba ce ne-a pregătit în seara asta la emisiunea Curat care urmează. Bună seara! Mulțumesc foarte mult că îmi dai voie să spun despre ce vom vorbi în minutele următoare la Metropola.
la emisiunea Curat, imitat este profesorul Troncotă, pe care l-am provocat, fostul decan al Academiei Naționale de Informații, pe care l-am provocat să-mi explice, să ne explice și nouă cine îl ține în brațe pe Bibi Netanyahu. Apropo, Fox News, surse pentru Fox News au declarat că e o chestiune de ore până când Iranul va ataca, Iranul și aliații vor ataca în Israel. E adevărat, între timp, un portavion, un submarin cu rachete ghidate, că toți suntem specialiști în armament de război, uneori, nu știu, mă doare stomacul așa când vorbesc despre asta, și noradrenalină. Toți știm ce e una, ce e alta. Dar așa sunt informațiile, da, că americanii s-au dus acolo foarte aproape, astfel încât să prevină ceva foarte, foarte grav. Vreau să discut cu domnul profesor și asta vom face în minutele următoare. Vom discuta despre cum se poate totuși ca un lider de națiune să ducă națiunea în pragul unui asemenea conflict. Că sunt voci care spun, domne, Netanyahu este corupția lui, cu acuzațiile, cu e de foarte mult timp la putere, puterea corupe, știm foarte bine. Dar este mai mult decât atât. Adică este, profesorul Troncotă spune că este mai mult decât atât, pentru că ar fi nefiresc, totuși, ca un om, oricât ar fi el de expandat politic, să poată să impună, să poată să ducă o nație în pragul unui asemenea conflict. Adică este mai mult decât atât. Oameni de jur împrejurul premierului israelian susțin ideologic acțiunile primului ministru. Sunt câțiva care contestă, dar marea masă susține acțiunile primului ministru israelian. Și despre asta o să vorbim la Curat, pentru că e important să aflăm, de fapt, ce este în spatele unui om care face de foarte mulți ani politic, de unde se inspiră el, cine îl susține el, pe el, da, că americanii, erau veștile la noi, că americanii, la nivel de lider, au zis, domne, mai termină cu prostile și nu mai minți, că știm ce face acolo. Dar, de fapt, Congresul American l-a aplaudat pe Netanyahu atunci când Netanyahu a trecut, da, în partea cealaltă și a spus americanilor care e oful lui cu fâșia Gaza și cu Israelul. Deci, una peste alta, sunt lucruri foarte delicate, care sunt departe de noi cei care suntem luați cu informațiile astea la zi și uităm să ne uităm în profunzime, ca să zic așa. Pentru asta sunt istorici, pentru asta sunt oamenii care au citit foarte multe cărți pe nișa asta și atunci când avem de aflat lucruri, e bine să apelăm la ei, să ne explice cum văd ei lucrurile, urmarea informațiilor pe care le-au dobândit în ani și ani de cercetare. Da, a zonei ăsteia. Ăsta este rostul pentru care ne vedem cu domnul profesor Cristian Troncotă la emisiunea Curat, să înțelegem ce este în spatele lui Netanyahu, dincolo de ce se vântură în spațiul public și mai cu seamă să discutăm despre conflictul ăsta care, iată, la nivel de ore, Iranul ar putea ataca Israelul. Îți mulțumim, Dana. Vom urmări cu atenție emisiunea, pentru că și pe noi ne interesează. Noi ne pregătim să încheiem o discuție destul de lungă și destul de aplicată. V-aș întreba, doamnă, dacă cum rezonați la următorul citat, care, mă rog, îi aparține domnului George Simion, dar cred că nu asta este important, ci ideea în sine. Spune așa George Simion. Avem nu mai avem stânga și dreapta în momentul acesta pe scena politică. Avem suveraniști patrioți și globaliști sataniști. Vă regăsiți ca și partid în această polarizare? Da, evident că polarizare. Suntem într-o anumită zonă. Sunt de acord cu domnul Simion. Nu cred că mai există stânga și dreapta. Dar eu urăsc aceste etichete care ne trag în derizoriu. Eu știu că domnul Simion cucerește un anumit public cu asta, globalist satanist, dar eu le urăsc. Și atunci, da, există suveranism și există protejarea intereselor naționale și există această majoritate pe care o avem în Parlament în momentul actual, care răspunde la ordine. Din punctul meu de vedere, cam așa am putea împărți categoriile, dar nu spun că aur nu
Nu se plimbă în ambele zone. Dar ați vedea vreo diferență între această majoritate care guvernează în momentul ăsta și majoritățile care au guvernat în ultimii 20 de ani? Aș vedea... Câți ani au trecut de la aderarea la Uniunea Europeană, cel puțin? Aș vedea niște oameni mult mai pregătiți în guvernele trecute, niște oameni mult mai demni. Nu, dar dincolo de valoare individuală, ca și politică, ca și atârnare sau neatârnare de interese străine. Vedem unde am ajuns, dar cred că cred că ultimele urme de suveranitate ale României, dacă tot a fost 10 august de curând, s-au pierdut prin 2018. Și de acolo e în jos. Ce sens s-au pierdut în 2018? Păi știm foarte bine toate manipulările care au fost în acei ani, în 2017-2018. Știm ce a însemnat mișcarea Rezist. Știm în ce stadiu era România atunci și știm cum este acum. Da, dar pare că a mai pierdut în viteză mișcarea Rezist. Păi mișcarea Rezist a pierdut din viteză pentru că vedem ce a făcut mișcarea Rezist. A făcut datoria, spuneți, și... Păi nu, dar a demonstrat ce poate mișcarea Rezist. Ideal ar fi să își piardă din putere și aceste ONG-uri care manipulează toată această zonă. Radu, te mai întreb încă o dată, deși anticipezi răspunsul tău, ce șanse dai unei structuri comune, dar ok, hai să nu ne referim la prezidențiale, unde și eu sunt de acord cu evaluarea ta, ci la parlamentare. Ce surpriză ar putea să producă un astfel de pol dacă a reușit să se constituie? Nu, ca și în alte cazuri, 5% ai sosului cu 15% ai aurului și cu 0,5, poate că ar duce undeva spre 17-18% în acest moment, pentru că trebuie să exclud campania prezidențială, care va fi extrem de importantă, deci modul în care Simion își va face campanie electorală prezidențială, sigur că va putea ridica scorul aur. Dar mai mult de 20% nu și n-are cum. Încă o dată, dacă cineva... Nu-i dai șanse să depășească PNL-ul, de exemplu? Nu. Nu. Nu, pentru că PNL-ul va fi ajutat, dacă nu i-a pus cineva gând rău și PNL-ului și coaliției cu PSD-ul și PNL-ul rămâne în alianță cu PSD-ul și anunță că va guverna și după alegeri, vor guverna împreună și după alegeri, PNL-ul va fi, ca și la alegerile locale, va fi avantajat de alianța cu PSD-ul. Deci hai să ne înțelegem, acei 28% ai PNL-ului, 26-28% în alegerile locale, e mincinos. A fost mult crescut de alianța cu PSD-ul. Dacă această alianță se rupe, PNL-ul se va prăbuși probabil sub 20%, mai ales dacă va continua cu Ciucă ca port drapel. În acel moment, da, s-ar putea ca AUR, dar aici e o condiție esențială. AUR să se înțeleagă cu sosul, adică Simion cu Șoșoacă. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Pentru că această înțelegere nu se poate face doar pe partea unor liste comune la parlamentare, dar la prezidențiale se duc amândoi. Iar unul dintre ei să cedeze la prezidențiale, eu nu văd cum, sincer. Ok, vă mulțumesc amândurora. Subiectul e departe de a fi epuizat. Vom vedea dacă vor exista următoarele întâlniri anunțate și ce rezultate vor produce ele. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenția, care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seara la ediție cu totul specială a dezbaterilor Metropole. Acum rămâneți alături de Dana Chiera cu emisiunea Curat. Toate cele bune!